Cu ocazia sărbătoririi Anului European al Cetățeanului, Centrul Cultural Ioan Alexandru Brătescu Voinești din Pucioasa a devenit neîncăpător în sala de spectacol, strângându-se peste 200 de cetățeni, cadre didactice și elevi. Colegiul Național Nicolae Titulescu a pregătit câteva materiale și acte artistice prin care a încercat să-i facă pe cei prezenți să conștientizeze faptul că au drepturi și responsabilități în calitate de cetățeni europeni. Colegiul Național Nicolae Titulescu din Pucioasa a inițiat în urmă cu câteva luni, în cadrul programului Euroscola, un proiect prin care încearcă să sensibilizeze și să conștientizeze opinia publicului larg cu privire la importanța cunoașterii drepturilor și obligațiilor care ne revin în calitate de cetățeni europeni. Prin prisma acestui proiect am fost invitați să prezentăm liceenilor de această dată, cu precădere din cadrul unor instituții de educație și de învățământ din orașul Pucioasa, ceea ce înseamnă pentru fiecare dintre noi cetățenie europeană. Elevii Colegiului Național Nicolae Titulescu au prezentat și o piesă de teatru cu tema Este important să ne alegem reprezentanții în Parlamentul European, punând accentul mai mult pe necesitatea prezenței la vot a tinerilor care abia împlinesc 18 ani. În rândul elevilor prezenți în sală au fost remarcate câteva persoane care s-au înscris la concursuri organizate prin programul realizat de Colegiul Național pe diferite teme și în diferite domenii. Însemnând de fapt un concurs de desene, de eseuri, de teatru, de prezentări în PowerPoint, prin care încercăm să aducem în primul și în primul rând în atenția tinerilor importanța instituțiilor Uniunii Europene, a activităților pe care acestea le realizează pentru bunăstarea noastră a tuturor.